detalii pe engie.ro și la Colegiul Tehnic Mihai Bravo din București. Creează cu engie o meserie de viitor. Fiecare alegere pe care o faci e pentru mai bine. Alege să plătești cu cardul tău Mastercard din magazinele Mega Image și Shop & Go până pe 30 mai, înscrie valoarea tranzacției prin SMS la 1812 sau pe www.alege.mega-image.ro și poți câștiga premiul cel mare, un apartament în valoare de 60.000 de euro. Mega Image. Pentru viața sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Zona Ikea acolo. Așa. Da. Luați-o înainte, că vin și eu acolo. 30 de minute. Ajung și eu. Cam în 30 de minute vin și eu. Una, două, trei, dar nu pot să le iau, dar nu pot să le dau.
Nu, nu. Cinci. Câte? Cinci. Cinci, da? Da. Eu am două. Dar mă, le pui și pe ale copiii. Păi de ce? Păi știu, dar eu nu le-am văzut pe ale copiii. Păi unde ești pe ale copiilor? Deci șapte. Deci șapte. Deci în față de vedere închiriez, deci nu e prea că vedeți că. Deci am două grămpă. Bine oameni. Una nu știu ce ungurească. Adică am într-o la unii care așa. Deci câte am făcut? Din ținut se păiesc. Dintr-o curte. Ai și tu unul respectat. Da, ce crede. Mai am una portocalie care nu știu ce e. Dar nu tot e portocalie. Da, nu tot de la aia, nu tot de la secund. Eu am o bicicletă cu care s-a câștigat Tourul Franței în 1900, nu, în 2014. Și eu am tot de fix cu aia. Fix cu aia, da, da, fix modelul ăla. Eu am, nu cu aia. De ce? De ce? Cum se cheamă? Bi... Pinarello? Bianchi? Hă? Pinarello. Pinarello? Dar cine era Pinarello? E Pinarello, e Pinarello, e... Băi, foarte mișto, pentru gluma asta vreau să ieșim prima. Să mergem cu tine? Deci, săptămâna asta, într-o seară, ieșim cu bicicletele. Așa, așa. Vedeți că joi începe cu ploaie. La soare. Ia, bă, băiatule, bă, dar nu ne mai lasă, nu avem pauză, bă. Ne pedepsește Dumnezeu pentru trending-ul ăla. Rămâi, am dat în tot. Nu mai este el pesimist. Nu e adevărat, uite, joi 70% șanse de ploaie, vine 70%. Dar cum rămâne cu celelalte 30%, 30%? Hai să ne legăm de ele. Bine. Viitorul, trăiți prezentul. Hai să vedem, că miercuri joi, joi vine, mai vorbim. Mai vorbim, da. Deja bate vântul. Da, deja e nasol, vine iar. Bine, vă mulțumim foarte mult pentru plăcerea de a fi ascultat această emisiune plină de neplăcere. Uitați să intrați pe secțiunea de entertainment la Adevărul. E un interviu fulminant cu Dan Rusu, cântăreț și impresar, care zice că numai oamenii răutăcioși pot deniga manelele, zice Dan Rusu în interviu. Așa că să ne uităm în față. Am intrat și pe Adevărul. Camera vă face liber. Ia, ce mai se întâmplă? Nu se mai întâmplă nimic. Vă mulțumim încă o dată. Încercați... În puțin rămase din ziua de astăzi să procurați niște viață, dacă mai găsiți. O întoarcă la ceva. Și de restul ce ne luăm? Și de restul? Speranță. Caramele. Cum zice poetul ascultător, vremea este schimbătoare ca și firea omenească, deci nu să-i să dați singur orice pas. Reiau. Vremea este schimbătoare ca și firea omenească, deci musai să-ți dai singur niște pace liniștească. Corect, corect. Că e soare sau că plouă, vezi că starea ta de bine nu e în vremea de afară, ci adânc ascunsă în tine. Nu uitați, dacă vă ajută, astăzi nu-i marți, dragii mei, ca să vă simțiți mai bine, este... Vineri-3. Și s-a căsătorit cântăreața Popa Ariana Grande. Cum Popa? O cheamă Popa? Cântăreața Popa. Foarte puțin. Ariana. Am înțeles, cântăreața Popa Ariana Grande. Dantor Govez. Dantonist. Hai, pa, ne auzim mâine dimineață. O zi, mă întreb mișto. Pa, pa.